Bun găsit tuturor, sunt Gelu Prevenel, sunteți iarăși invitații mei la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu înainte de toate. O emisiune care își propune să privească Giurgiu și giurgiuvenii cu alți ochi. Invitat în această seară în platou este șeful Poliției Rutiere Giurgiu, comisar șef Marian Popescu. Bine ați venit, domnule comisar șef. Bine v-am regăsit. Să spunem câteva cuvinte despre tema emisiunii noastre. Ne-am propus să punem în fața telespectatorilor noștri, pentru început, noutăți privind circulația rutieră. Apoi vom discuta despre ultimele acțiuni ale Serviciului Poliției Rutiere din județul Giurgiu. Mai vrem să luăm în dezbatere ce înseamnă anul 2013 pentru acest serviciu. Vom mai discuta și despre prioritățile actuale ale Serviciului Poliției Rutiere. Iar în final, noutăți legislative privind circulația rutieră în România. Trebuie să mai anunț telespectatorii că în partea a doua emisiunii ne propunem să intrăm în direct cu telespectatorii noștri. Vom afișa la momentul potrivit numărul de telefon. Ne puteți suna să ne puneți câte o întrebare, după care veți ieși din direct, iar noi, mai ales invitatul meu, vă va răspunde la întrebare. Revin la invitatul meu, domnul Marian Popescu, șeful Poliției Rutiere Giurgiu. Și pentru că toate trebuie să aibă început, domnule comisar șef, pentru că suntem în ianuarie și pentru că am schimbat anul, nu-i așa, v-aș întreba cum ați început dumneavoastră anul 2013 la serviciul rutier. Deci, din punct de vedere al situației operative, anul 2013 pentru Poliția Rutieră a debutat bine, să zicem. Avem în vedere faptul că acțiunile noastre și-au atins până la acest moment, până la această dată, rezultatele și aceea că n-am înregistrat evenimente grave de circulație. În consecință, n-avem nici victime ale accidentelor rutiere. Sperăm ca prin activitățile pe care noi le vom desfășura și pentru perioada imediat următoare, prin acțiunile punctuale pe care noi le vom desfășura în zonele cu risc, în urma analizei efectuate, să avem același rezultat. Rezultatul fiind acela de a nu registra evenimente rutiere. Asta e obiectivul principal al Poliției Naționale, mă refer aici al Direcției Poliției Rutiere și implicit al Serviciului de Poliție Rutieră Giurgiu. Ne apropiem de finalul primei luni a anului și vreau să vă întreb ce acțiuni ați întreprins în acest ianuarie. Așa cum spuneam, acțiunile noastre se desfășoară în baza unor analize tactice efectuate atât la nivelul serviciului cât și la nivelul unității teritoriale, cum îi spunem noi, UTAIU. Analize care ne dau nouă modul de acțiune, zonele, intervalele orare, cauzele generatoare de accidente. Activitatea noastră se bazează foarte mult pe cauzele generatoare ale evenimentelor rutiere. În accepțiunea noastră și urmarea evaluării făcute de către noi, prima cauză, viteza, fie sub cele două forme, fie neadaptată, fie excesivă. Deci, de cadrul nostru general este acela de a combate cu fermitate și toleranță zero aceste cauze. Am vorbit de una din ele, dar cauzele sunt mai multe. M-aș opri doar la trei dintre ele, urmată de traversarea neregulamentară de pietoni, deci indisciplina pietonilor. Deci pietonii sunt de vină, până la urmă, numai șoferii. E un fel de culpă comună, să-i spunem așa, cu ghilimele de rigoare. Fiecare cu culpa așa, asta. Și neacordarea de prioritate fie la vehicule, fie la pietoni. Cele trei cauze ne-au produs nouă anul 2012 peste 50% din accidentele rutiere grave pe care le-am înregistrat la nivelul serviciului rutier. Pentru că vorbeați ceva mai devreme despre viteza la volan, am să rog colegii din regie să difuzeze primul material pe care l-am pregătit, care este exact despre una dintre activitățile noastre de ieri, dacă nu mă înșel. Mai multe echipaje ale Poliției Rutiere Giurgiu le-au pus gând rău vitezomanilor de pe DN5 și au amplasat mai multe radare în locurile unde frecvent șoferii apasă mai tare pedala de accelerație. De pildă, șoferița din imagini spune că se grăbea la o întâlnire și nu și-a dat seama că a depășit viteza legală permisă. Aceasta spera, mai în glumă, mai în serios, că radarul polițiștilor va indica eronat, numai că ghinion. RV apăs de pista de aparatul radar circulând cu viteza de 116 km la oră pe DN5 în afara localității Uzunul la kilometru 36 plus 900, 116. Domn, ați depășit viteza cu 16 km. Da, da.
clasa 1 de sancțiuni, 2 puncte de amendă, 140 de lei, jumătate de minim în 2 zile, 70 de lei, plus 2 puncte de penalizare la permisul de conducere. Da? Vă rog să așteptați la mașină, vin cu procesul verbal la dumneavoastră. Veți mai călca pedala de accelerație? Nu am avut intenția, că n-a fost așa o diferență mare față de limită, dar se mai întâmplă cu toate să depășești așa minor. E prima sancțiune pe anul acesta? Da, clar. Eu sper să fie și ultima. Din păcate, șoferița sancționată nu a fost singurul conducător auto indisciplinat din trafic. Alți șoferi, posesori de autoturisme cu mulți cai putere, au depășit cu mult 100 de km pe oră, așa că s-au ales cu permisele suspendate sau cu multe puncte amendă. Acțiunile poliției rutiere nu se vor opri aici, de fapt nu se opresc deloc. Zilnic sunt depistați pe șoselele giurgiuvene șoferi cărora nu le pasă de lege și de consecințe și care tratează cu zâmbetul pe buze o sancțiune pentru încălcarea regulilor de circulație. Am revenit iarăși în direct la Giurgiu, înainte de toate, invitatul nostru fiind șeful Poliției Rutiere Giurgiu, comisar șef Marian Popescu. M-ați văzut un material realizat ieri pe șoselele județului despre vitezomani. Domnule comisar șef, aș vrea să vă întreb la acțiunea de ieri, ce ați constatat, ce fel de șoferi, ce fel de mașini aveau șoferii care mergeau cu viteză? Deci, acțiunea de ieri s-a desfășurat pe drumul național București-Giurgiu, pe DN5. Acțiunea a avut la bază evoluția accidentelor de circulație în anul 2012. Am avut multe accidente de circulație pe DN5, în special în afara localității, și mă refer aici între localitățile Uzunu și Daia. Vitezele pe care colegii mei ieri au trebuit să ia măsurile legale au fost de, dacă ați văzut, 116, ați văzut un caz fericit, dar avem 92 de sancțiuni date, din cele 92, 77 au peste 140 de km pe oră. S-au reținut în total 12 permise de conducere, dar numai 3 pentru depășirea vitezei. Vitezele au fost de peste 160 de km pe oră, ceea ce a impus și reținerea permisului de conducere. Nu e relevantă treaba, problema că noi am aplicat 90 de sancțiuni sau că am reținut 3 permise de conducere. Relevant este că nu conștientizăm faptul că depășirea vitezei, chiar fi și în afara localității, având în vedere că drumurile noastre nu sunt 100% securizate sau, să spun așa, mai puțin securizate, e posibil oricând să fim implicat într-un eveniment rutier. E posibil să apară un animal, e posibil să apară orice în zona noastră sau în raza noastră de deplasare, la 160 de km la oră, indiferent ce mașină vom avea sau ce mașină pilotăm, nu cred că putem să evităm acel impact cu neprevăzutul, să-i spunem așa. Șanse foarte mici. Șanse foarte mici. Trebuie să conștientizăm un lucru. Odată urcat la volan, avem o mare, mare responsabilitate sau avem încă o mare responsabilitate în afară de responsabilitățile zilnice care le are fiecare. Trebuie să ne gândim în primul rând la noi, trebuie să ne gândim la participanții la trafic, la familie, la copii. Nu trebuie să ne gândim în momentul în care ajungem sau în poziția unui eveniment rutier, când nu mai putem să reparăm nimic. De cele mai multe ori nu mai putem repara. De ce să ajungem în situația la care eu am făcut referire? Mai bine să ne gândim de două ori, să gândim, să vedem unde, cum și în ce zone, sau mai bine zis, să respectăm regulile de circulație. Nerespectarea regulilor de circulație, sau mai bine zis, marea majoritate, peste 80-85% din evenimentele rutiere, au în substratul lor viteza de deplasare. Fie așa cum spuneam la începutul emisiunii, fie cea excesivă, fie cea neadaptată. Mă gândesc aici că ieri, dacă până noi în timpul acțiunii, a și plouat. Deci carosabilul fiind umed, deplasarea fiind de 160 de km pe oră, cred că spațiul de frânare nu era cel mai fericit pentru a evita un eveniment rutier. Noi nu am ieșit ieri pe șosea la vânătoare, nu am ieșit ieri pe șosea să dăm amenzi, noi am ieșit ieri într-o acțiune preventivă. Acțiune pe care noi am făcut-o publică în mass media, că vom folosi aparatele radar în cascadă și vreau să cunoască șoferii giurgiuveni care folosesc această cale de comunicație între Giurgiu și București, că săptămânal, dar și zilnic, se vor întâlni cu echipajele noastre de poliție rutieră, iar toleranța zero cu privire la încălcarea regulilor de circulație, și mă refer aici la viteză, va fi, deci toleranța va fi zero cu privire la ne oprim puțin aici, cu voia dumneavoastră, avem un telefon. N-auzim nimic deocamdată.
Alo. Bună seara. Să trăiți și o seară bună. Puțin mai tare, vă rugăm. Domnul comisar Marian Popescu, am și o întrebare. Valeriu, mă numesc. Vă ascult. S-a pus interdicția de trafic vehicule fir pe DG507, respectiv DG94. Și în continuare se tranzitează această zonă de către aceste tiruri. Ce se poate face? Păi trebuie să avem în vedere două aspecte. Interdicția aia a fost pusă ca urmare a faptului că drumul comunal nu avea o capacitate portantă care să permită deplasarea autotirurilor. A doua problemă trebuie să avem în vedere că pe raza localității Oinacu și Gostinu sunt societăți comerciale care au în dotare astfel de autovehicule și trebuie să pătrundă. N-avem nimic împotrivă cu ele, cu cele comerciale ale noastre. Stați numai puțin. Și a treia problemă, nu se poate dintr-o dată, dintr-o hotărâre dată, ca toate vehiculele, având în vedere că de 5-6 ani de zile, traseul de urmat pentru anumite autotiruri a fost traseul care dumneavoastră faceți referire. Am văzut și noi această încălcare, având în vedere că e o perioadă acum de iarnă, am zis să lăsăm și să mergem pe recomandare, să nu trecem direct la sancțiunile contravenționale. E foarte ușor să treci la o sancțiune. Noi am mers mai mult pe recomandări, fie la DG-ul 507, la stația de benzină de PECO, unde am avut un echipaj, fie la intersecție, așa zisă, Bibiță, unde am avut un echipaj de poliție rutieră. Nu putem folosi echipajele de poliție rutieră permanent, pentru că nu avem cum să-l folosim permanent. Dar eu sper că cu timpul autotirurile, mă refer aici la cele care tranzitează România pentru punctul de frontieră, vom reuși disciplinarea lor și nu vom mai folosi acel traseu. Dacă, să zicem, acum un an era o fluență de 300-400 de tiruri pe zi, acum nu bănuiesc, 100%, sunt mai puține, să nu zic eu un număr, că dacă mi-ați spune un număr acum, dumneavoastră ați spune nu, vă contrazic. Dar nu mai e aceeași fluență care a fost odată pe DG-ul și pe DC-ul. Dar aveți în vedere faptul că va fi acea fluență, având în vedere că cele două societăți comerciale dezvoltă la dumneavoastră în zonă activități și nu circulă numai autotirurile dumnealor și cele care, cu care cooperează. Domnul președinte, Mustățea a spus că le dă acord de trecere la aceste vehicule de care... Noi trebuie să avem în vedere un aspect. Suntem țara Uniunii Europene și nu putem interzice libera circulație. Ce am făcut noi împreună cu administrația locală acolo, cu ghilimele de rigoare, am forțat puțin nota. Dar normal și firesc e aceea că noi... Deci oricine poate să circule pe orice drum. Bun, mulțumim pentru telefon. Haideți să ne oprim aici pentru început. Avem și mesaje. Iată că un telespectator ne scrie ceva de genul: sunt navetist, fac naveta de la malul cu bicicleta, mai am voie cu bicicleta pe DN5C? Deci, după cum se știe, pe drumurile naționale circulația bicicletelor e interzisă. Dar dacă acel cetățean circulă cu bicicleta e echipată, dumnealui are echipamentul necesar, mă refer aici la vestă reflectorizantă, și nu consumă băuturi alcoolice și respectă regulile de circulație, nu cred că intervine nimeni ca dumnealui să nu facă naveta de la malul la Giurgiu. Dar trebuie să fie foarte, foarte atent. Având în vedere că e un drum național, un drum deschis traficului intern și internațional, atenția trebuie să fie sporită. Atent și bine echipat. Încă un telefon mai luăm acum. Sunteți în direct, vă ascultăm. Alo, bună seara. Salut, mâine. Sunt o locuitoare a orașului și aș vrea să vă întreb, domnule comisar, din moment ce există pietona la gară, de ce au dreptul să circule unii domni care au locuință acolo să intre și să iasă pe pietonala de timp cât îmi duc nepotul la plimbare? Vă referiți la pietonala de pe strada Gării, stimabilă doamnă? Excepția celor care duc marfă, dar sunt mașini mici, o mașină albă, care are... Să nu intrăm în amănunte, vă răspund eu la întrebare.
Pot să răspund și eu, dacă îmi permiteți. E o întrebare grea. Să vă spun de ce grea. Având în vedere că acea stradă este închisă circulației publice, de accesul celor care locuiesc în zonă și de accesul vehiculelor care alimentează societățile comerciale din acea zonă, se ocupă poliția locală. Credeți-mă că nu am nicio problemă cu acea stradă, iar echipajele noastre de poliție rutieră, poliția națională, nu se ocupă exclusiv... Deci nu aveți competențe cu privire competențe, la acest nu ne ocupăm exclusiv pentru așa ceva. Avem drumurile naționale, avem drumurile județene, drumurile comunale, străzile deschise circulației. Acolo e poliție locală. Dumneavoastră, dacă ați constatat și pe bună dreptate, trebuia să vă adresați unui polițist local sau v-aș recomanda să vă adresați conducerii poliției locale. Există de altfel un program făcut... Scot acel pilon care este demontabil și merg și eu să văd dacă pe mine mă vor lăsa domnii de la poliția locală. Vă spun eu, nu mă vor lăsa că n-am acel număr care este afișat pe acea mașină, pe acele două mașini mici ale căror stăpân locuiesc pe acea stradă. Ei dați-mi voi să vă răspund și eu, doamnă, să vă informez într-un anumit fel. Și noi vă mulțumim. Există un program de aprovizionare făcut de primărie. Nu știu pe din afară. Mi se pare că dimineața de la ora 7, la prânz și seara. Noi nu avem nicio problemă cu... Nu avem niciun atribut acolo. E stradă închisă circulației publice. Asta am lămărit-o. Chiar dacă să zicem, din vari motive s-ar întâmpla un eveniment rutier acolo, îl tratăm ca atare. Problema este chiar ceva mai delicată. Noi avem chiar o mică anchetă în desfășurare cu privire la strada gării, dacă va rămâne pietonală sau nu, pentru că, mă rog, comercianții din zonă sunt foarte afectați. Una peste alta au și ei nevoie să facă aprovizionare. Cum spuneam, s-a făcut și un program. Așa este, dar... De altfel, joia viitoare ne-am propus să facem o emisiune... La emisiunea mea, George, înainte de toate, invitat fiind primarul municipiului și câțiva consilieri, cu siguranță vom lua în discuție și această problematică, mai mică sau mai mare, a străzii gării. Așteptăm în continuare telefoane până una alta, domnule comisar șef. Haideți să discutăm despre prioritățile serviciului pe care îl conduceți dumneavoastră pe anul 2013. Deci prioritatea zero a noastră, așa cum vă spuneam, e aceea de prevenire a evenimentelor rutiere, de reducere cât mai mult a numărului consecințelor acestora, de asigurarea unei fluențe și siguranța traficului rutier pe toate categoriile de drum din județ. Mă refer aici la drumurile naționale, drumurile județene și drumurile comunale. Această prioritate a noastră nu poate fi realizată decât prin acțiunile pe care noi le desfășurăm, prin măsurile ferme pe care noi le luăm. Nu vom putea, bineînțeles că acțiunile noastre, activitățile noastre nu vor fi desfășurate numai de către poliția rutieră. De regulă, de principiu, activitățile noastre se desfășoară în sistem integrat cu cei de la ordine publică sau cu cei din structurile, celelalte structuri ale Inspectoratului de Poliție a județului Giurgiu. Dar prioritatea numărul 1 sau prioritatea 0 e aceea de prevenire a evenimentelor rutiere. E lucru cel mai important pentru poliția rutieră și nu cred că numai pentru poliția rutieră, pentru toată lumea. O altă întrebare prin SMS, când ne faceți bandă de bicicliști pe DN5 parcă? Banda de bicicliști pe DN5, eu știu că benzile de bicicliști e o propunere numai pentru municipiile reședință de județ. Pe drumurile naționale, ca să faci o bandă pentru bicicliști, e cam greu, să vă spun de ce. Administrația Națională a Drumurilor, CNADR-ul, nu dispune de terenul necesar pentru a putea realiza o bandă pentru bicicliști. N-are cum, pentru că drumurile naționale care străbat localitățile sunt foarte puține în localități și foarte multe în afara localităților. Ce ar însemna să avem o bandă de bicicliști între Daia și Uzunu? Dar n-am avea unde să o realizăm. Nu avem nimic împotrivă, pentru că terenul și din stânga și din dreapta aparține unor proprietari care proprietarul nu o să renunțe niciodată la terenul său sau dacă renunță, intervine piața. Da, un alt mesaj se referă la scutere, întreabă cineva din ce să învețe pentru a da examen. Deci, după cum știți, din 19 ianuarie 2013,
adică de anul acesta. Motoscuterele, ATV-urile trebuie conduse cu permis de conducere. Fac parte din categoria autovehicule și trebuie cei care le conduc să posede permis de conducere. Permisul de conducere poate fi obținut de o persoană care a împlinit vârsta de 16 ani, învață exact după chestionarele pentru motorete, motociclete, pentru că nu sunt diferențe foarte mari. Examenul constă într-o probă teoretică și o probă practică care se va desfășura în poligon. Bineînțeles, nu cu poliția rutieră. Eu fac aceste recomandări, având în vedere că am cunoștințe despre prevederea legală, dar nu, cei interesați trebuie să adreseze serviciului public comunitar din cadrul instituției prefectului. Cei care vor fi găsiți, că vor conduce astfel de autovehicule, mă refer aici la motoscutere, fără a poseda permis de conducere, vor suporta rigorile legii, în consecință li se vor întocmi lucrare penală pe articolul 85 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență 195/2002, aceea că au condus un autovehicul fără a poseda permis de conducere. Știți că anul trecut am avut mari probleme din punct de vedere al acestor motoscutere. Foarte multe persoane au fost implicate în accidente de circulație. Din nefericire am avut și persoane decedate, am avut și persoane rănite grav. Din nefericire, vârsta persoanelor implicate cu astfel de vehicule, să le spun, mă refer la anul 2012, a fost între 18 și 25 de ani. Observați și dumneavoastră că se investește într-un tânăr, pune mâna sau a luat un motoscooter, a plecat cu el, n-a avut experiența necesară, n-a avut cunoștințele necesare, a intrat într-un cap de pod și consecințele nu vreau să le mai spun care au fost. E mai bine așa, adică e mai bine să aibă permis de conducere, e mai bine să treacă printr-o școală, să susțină un examen, pentru că sunt pregătiți, au deprinderile necesare și sperăm noi ca numărul evenimentelor rutiere să fie cât mai puține, dacă nu deloc. Câte puncte trebuie să facem pentru scutere, întreabă cineva, o întrebare destul de neclară. Haideți să ne oprim totuși și păstrăm întrebarea, avem un telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Vă auzim foarte bine! Mă numesc San Valentin și vreau să întreb domnul comandant al Poliției Rutiere ce măsuri au luat până acum împotriva celor care își parchează mașinile pe trotuare și suntem obligați să le oprim cu nepoți să mână când îi duce la școală sau chiar și noi, pensionari, trecând pe lângă ele, fiind forțați să trecem pe stradă. Eu pot să vă spun, nu mă refer la statistică, dar numărul sancțiunilor pentru oprire neregulamentară într-o zi dată de poliția rutieră depășesc 40 pe zi. Stați, lăsați-vă să vă răspund. Nu că nu suntem mulțumiți, nu avem echipajele necesare să fim în toate zonele. Dumneavoastră, după cum cunoașteți și știți bine, în momentul când a apărut echipajul de poliție într-o zonă și a luat măsurile necesare, să zicem așa, cu ghilimele, se face curat. După ce echipajul de poliție trebuie să meargă în altă zonă, acolo e la fel cum a fost înainte. Ce vreau să vă spun? Noi suntem într-un program cu poliția locală, sperăm să reușim ca numărul de echipaje să fie cât mai mare. Avem un număr de echipaje și acum, dar nu suficient. Numărul de echipaje să fie mai mare. Sperăm să reușim împreună cu administrația locală sau administrația locală să construiască parcări și am aici în vedere anumite zone cu risc pe care în urma evaluării și în urma studiului făcut atât de către noi, de către poliția rutieră, cât și de administrația locală, urmează să fie modernizate. Pașii sunt puțin mai greoi. Știu, toată lumea așteaptă ca imediat să fie făcut ceva, nu putem bate din palme și să facem imediat. Dar da, aveți dreptate, însă sunt unele mașini trase în fața caselor, a celor care unde stau, tot timpul. Că o găsești azi, că o găsești mâine, tot acolo e, trece azi sau mâine, tot acolo o găsești. Nu știu dacă la... Au și curte, vă referiți la faptul că stau la case, au și curte, dar țin mașina în poartă, cum s-ar zice. Păi, și-au cumpărat trotuar. Da. Așa este. Bun, mulțumim pentru telefon. Bine. Chestiunea cu parcatul pe trotuare e destul de delicată. Avem și o fotografie în jurul școlii numărul 8. Rog regia să o difuzeze. Știu.
Și acolo e o situație specifică. Uitați câte mașini sunt parcate pe trotuar, iar copiii merg pe mijlocul străzii. Spuneam că e o chestiune delicată, pentru că dacă ești în mașină și locuiești în acele blocuri, n-ai unde să parchezi și trebuie să parchezi undeva. Dacă ești pieton, evident că ești deranjat. Eu sunt dator cu un răspuns aici la Școala Generală numărul 8. Spuneam... Așteptăm răspunsul dumneavoastră. Că am făcut un studiu atât la nivelul poliției rutiere, pentru că nu poți să intervii imediat, cât și împreună cu administrația locală, cu primăria. Eu zic că în primăvară, dacă, sau și mai devreme, dacă timpul ne va permite, acea zonă va fi cât de cât descongestionată și nu vor mai avea acces să oprească vehiculele pe trotuar. Până acum vreau să vă spun că în zona acolo, cu regret vreau să spun, nu s-a făcut nimic. Având în vedere că școala e undeva între blocuri, nu prea a fost atenția noastră, deși avem în atenție unitățile școlare, cu privire la parcare, studiind locul, am văzut că nu sunt locuri de parcare, efectiv nu. Dar cu parcarea pe trotuar și special pe trotuarul școlii, să știți că eu sunt de acord. Am discutat și cu cei de la poliția locală, de mâine sau de săptămâna viitoare, un echipaj de poliție, fie rutieră, fie local, va fi atât la intrare cât și la ieșirea copiilor din și de la școală. Nu există un loc de parcare. Zona s-a dezvoltat mult, a fost acele blocuri, toată lumea și-a cumpărat câte una, două mașini, așa cum spuneam, locul de parcare a rămas la capacitatea portantă de acum, să zicem, 10-15 ani de zile. Urmează ca acea zonă să intre într-o cât de cât modernizare și să putem circula normal. Eu m-am gândit și să vedem și cu administrația locală să facem un sens unic în acea zonă, să dăm posibilitatea să oprească locatarii pe partea dreaptă și pe stânga și să existe doar o singură bandă de deplasare. Acum nu există, acum circulația în ambele sensuri, e foarte, foarte greu acolo. Am trecut, am un ofițer de-al meu împreună, așa cum spuneam, împreună cu reprezentanții primăriei și administrații locale au fost, au mers, au văzut despre ce e vorba, au întocmit un material, urmează să-l promovăm și să vedem măsura cea mai bună. Să nu ne pripim să luăm măsura dintr-o dată, să facem altceva care nu va fi viabil peste câtva timp sau pentru o perioadă mai lungă. Bun, mai avem sunt un dator telefon cu răspunsul ăsta, pentru că imediat într-o emisiune la un alt post de televiziune mi-am luat angajamentul că vom face ceva acolo. Primul lucru care l-am făcut a fost studiul respectiv. Nu poți să faci fără un studiu și fără un studiu de impact, pentru că nu ai cum. Trebuie să vezi care deci e... se lucrează la această e aproape terminat. Și... Eu zic că în primăvară sau poate și mai devreme, dacă timpul ne va permite, putem să montăm unele semne sau indicatoare care să obligăm pe un sens unic să avem posibilitatea ca acele mașini să nu mai fie oprite pe trotuar. Acum mai ține... să mai luăm un telefon, dacă... Acum mai ține și de noi, să știți. Putem să oprim foarte bine pe marginea trotuarului, la bordură, să lăsăm trotuarul liber, da? Probabil. Da, mai avem pe cineva pe fir, că nu se mai știe. Da sau nu? Da, vă auzim. Am pierdut legătura. Haideți să continuăm. Primesc foarte multe mesaje. Aș ruga colegii din regie să mi le scrie cumva, pentru că nu le pot citi de pe prompter. Continuăm cu priorități 2013, domnule Marian Popescu. Deci, prioritatea noastră, v-am spus, astea sunt prioritățile noastre. Sperăm ca la finalul anului 2013 să ne încadrăm în obiectivul care l-am spus. Obiectiv e un obiectiv asumat, e un obiectiv asumat de Direcția Poliției Rutiere, inclusiv de către noi. De cel puțin 3 ani de zile noi am îndeplinit acest obiectiv și mă refer aici, am redus pe fiecare an numărul evenimentelor rutiere, am redus numărul consecințelor acestora. Din păcate, anul trecut am avut o creștere la consecințe și mă refer aici la numărul persoanelor decedate. Știți și dumneavoastră, am avut două evenimente rutiere deosebit de grave. Mă refer la evenimentul rutier după DN5 cu 3 persoane decedate și una rănită grav și la evenimentul care l-am avut în zona comunei Crevedia pe DJ601 ca urmare a faptului tot așa la o neadaptare de viteză când 4 tineri și-au pierdut viața. Sperăm ca prin eforturile noastre să reușim în acest an ca și acest indicator să fie atins și să ne încadrăm și noi în obiectivul propus de Direcția Poliției Rutiere. Haideți să ne oprim aici, să luăm încă un telefon. Vă ascultăm.
seara. Bună seara. Vă salut, domn comisar, cu respect. Bună seara. Am și de la dumneavoastră. Ce face cu trecerea? Era vorba de trecerea de pieton, dar am impresia că s-a pierdut legătura. Nu știm despre ce trecere de pieton este vorba. Poate telespectatorul nostru mai sună o dată. Aveam o discuție cu dumneavoastră astăzi, în cele 5 minute de dinainte de emisiune, și spuneați ceva foarte interesant despre strada Gării și intersecția cu Vasile Alexandrii. Discuția a fost de maniera ce facem pentru a descongestiona cât mai mult zona din zona adiacentă Teatrului Valah, strada, dacă nu mă înșel, adiacentă străzii Mircea cel Bătrân sau pietonalei, pentru a avea un trafic mai fluent. Și v-am spus că avem o discuție sau purtăm un dialog cu administrația locală, pentru că noi poliția... Să vă rog să reluăm acest subiect și o să-l reluăm luând-o de la capăt cu Teatru Valah, că de acolo a început discuția. De acolo a început. Să luăm telefonul restant, ca să zic așa. Sunteți în direct cu telefonul. Să trăiți, domnul Popescu, am și o întrebare la dumneavoastră. Eu am permisul luat de AU și FEU și l-am luat de cam 12 ani și am vrut să dau de BU și am plecat din țară, nu am mai dat și vă întreb dacă pot să mai fac fișă medicală ca să pot să-mi recuperez. Se poate? Aveți permisul de conducere expirat? Nu doriți să susțineți examen pentru obținerea categoriei B? Sunt două lucruri distincte. E preschimbarea permisului de conducere sau dumneavoastră doriți să obțineți, aveți AU și tractor rutier și doriți să obțineți o altă categorie în speță B-ul? Nu, eu doresc acum să iau permisul care l-am avut, AU și FEU. AU și FEU. Deci dumneavoastră trebuie să faceți fișă medicală și celelalte documente, copie după cartea de identitate, chitanță de plata taxei, trebuie să mergeți la serviciu public comunitar, să vă preia imagine și veți primi permisul de conducere acasă. Dar eu nu mai am nicio dovadă care... Păi permisul dumneavoastră l-ați pierdut sau se află la noi reținut pentru vreo faptă? Mi l-a luat pentru preschimbare și... Rugămintea mea la dumneavoastră, ascultați-mă, în două cuvinte am terminat. Mâine dimineață noi avem program pe Bulevardul CFR la ghișeu și am rugămintea să vă adresați colegului de la ghișeu să verifice unde e permisul dumneavoastră, iar la ghișeu veți primi informația corectă și precisă cu privire la unde se află permisul dumneavoastră și ce trebuie să faceți pentru a-l preschimba. Să nu... Bine, vă mulțumesc, o seară bună, să trăiți. Bună seara. Și noi vă mulțumim și fac și o precizare că cinstit și corect este să punem întrebări generale, ci nu unele particulare. La situațiile particulare, cu siguranță că găsim o rezolvare dacă mergem la serviciu poliției rutiere și întrebăm pe cineva. Poate domnul respectiv a fost plecat din țară de mai mult, o perioadă îndelungată. Presupun și nu mai știu. Presupun că este un telespectator fericit pentru să-i răspundem, pentru că ce bine. Bun, am să rog colegii cineva din... informație corectă și precisă, e foarte am bine. Să rog colegii din regie dacă se poate să mai ia doar telefonul restant și altceva nu, pentru că avem un oarecare planificare la emisiunea noastră și cu telefoane nu mai terminăm curând. Nu putem nici să o lungim pentru că după emisiunea noastră Mihai Dindăreanu, colegul nostru, are o emisiune deosebită, nu? Și așteaptă și el rândul. Oameni și destine. Bun. Ultimul telefon atunci. Alo? Vă auzim? Bună seara. Pentru moped. Deci moped. Motoretă cu pedale. Am permis categoria de profesionist. Se poate conduce fără permis? Adică nu trebuie permis pentru ea? Da, puteți să conduceți dacă aveți permis de conducere B, C, D și E. Mi-a spus că aveți profesionist, puteți conduce acel moped. Da, mulțumesc, bună seara. Bună seara. Și noi vă mulțumim, încheiem aici cu telefoanele. Domnule comisar șef, continuăm discuția noastră. Am avut astăzi o discuție înainte de emisiune cu dumneavoastră cu privire la anumite indicatoare, mă rog, care ar trebui, ne spun telespectatorii, că nu-și mai găsesc rostul. Vă povesteam despre indicatorul care interzice viatul la stânga prin fața teatrului. Dar nu asta este important, iar dumneavoastră mi-a zis o chestiune care chiar este importantă, că se lucrează la preluarea traficului din acea zonă
E o propunere, o să lucrează. Haideți să ne spuneți despre ce e vorba. Deci cu privire la... E o veste bună pentru toți. Cu privire la indicatoarele rutiere, să știți că la nivelul poliției rutiere și la nivelul administrației locale a fost un grup de lucru care a evaluat toate indicatoarele din municipiu. Unele indicatoare, într-adevăr, nu-și mai au rostul acolo în zonele unde a fost montate. Altele trebuie să montate altele. Deci după acest grup de lucru va întocmi un material care va fi prezentat conducerii primăriei, consiliul local, iar acolo se va lua o hotărâre. După ce va lua hotărârea respectivă, împreună cu avizul poliției, vor fi montate sau vor fi demontate unele indicatoare din zonele respective. Cu privire la ce am discutat în premieră, să zicem așa, timp de 1-2 minute, a fost o idee, o idee ca strada Vasile Alexandrii să putem da circulație pe Vasile Alexandrii, unde a fost fostul ACR sau unde e ACR-ul sau unde ACR-ul, ca să descongestionăm cât de cât traficul. Dacă la momentul actual traficul vine din 4 benzi și intră în 2 benzi, cum ar fi în spatele Teatrului Valah, iar zona e destul de aglomerată, ne-am gândit că, dar asta nu se poate face mâine sau imediat. E un proiect. E o discuție, să vedem ce, dacă și administrația locală va fi de acord, dacă nu, ne vom gândi la o altă soluție. Iar spuneam de aglomerația existentă pe acea stradă, dacă va fi și vom cădea de acord toți, vom da drumul ca pe Vasile Alexandrii să poată să circule, să iasă în strada 1 mai și sperăm să treacă peste strada Gării. Da, să sperăm noi, dar nu se va, deci nu se va, dar nu se va putea circula pe strada Gării. Numai pe strada pe Vasile Alexandrii către 1 mai, către fostul restaurant. Da, este foarte clar, este foarte clar. Ce a fost acolo, Potcoava? Deci de pe Vasile Alexandrii în continuare pe 1 mai. Și am gândit noi că dacă am da și am găsit o variantă să dăm drumul pe acolo, am mai descongestionat din zona Teatrului Valah circulația. Cei care ar dori să meargă către 1 mai, către zona, către șoseaua Sloboziei, către autogară, ar putea folosi acele străzi și circulația ar fi puțin mai descongestionată în zona respectivă. Trebuie să gândim, trebuie să facem... Mi se pare o idee bună, cea mai bună idee de când... Stați cineva a avut ideea cu pietonală pe Gări. Nu, stați. Acolo, ziceți, trebuie gândită foarte bine, pentru că strada Gării, odată închisă, e ceva frumos. Acum nu trebuie să gândim că trebuie să surpăm tot ce a fost frumos sau asta. E o idee, o gândim, poate găsim o altă variantă. Nici pasaj, nu facem nici pasare la acolo. Pe Vasile Alexandrii putem găsi și o altă variantă, variantă dreapta să iasă în Bulevardul CFR, deci sunt mai multe. Acolo eu putem purta o discuție, o gândire. Specialiștii ne vor spune dacă e bine sau nu e bine, nu trece nimeni. Noi am purtat o discuție. Dumneavoastră acum ați dezvoltat-o sau mi-ați aruncat-o la file în emisiune. Ca pentru eu să vorbesc. Sunt și eu șofer și îmi place. Nu, putem, trebuie să gândim, nu, pentru că, bună, ziceți dumneavoastră, ce a fost realizat foarte bine și frumos. Au costat bani și e păcat să ne aruncăm acum imediat, să zicem așa, să hai să surpăm că trebuie să dăm drumul la circulație. Nu, eu trebuie să gândim, să vedem, poate tot acolo în zonă, pe Vasile Alexandrii, găsim posibilitatea, având în vedere că trotuarele sunt puțin mai largi, să găsim o posibilitate să extindem și locurile de parcare, pentru că Giurgiu, nu știu dacă în Giurgiu, în ultima perioadă de timp, au fost create unele locuri de parcare în anumite zone, dar totuși ați văzut că numărul de mașini a crescut. Dacă e să faceți un sondaj de opinie, eu cred că o familie în Giurgiu are câte 2-3 mașini. Nu cred că asta e media în Giurgiu. Nu, dar... știu, eu zic că nu mergem pe aici, dar cel puțin 2 mașini e media. Dar trebuie create unele locuri de parcare, nu mai fac față cele care au fost. Suntem în 2013, locurile de parcare au fost create pentru o capacitate de acum 10 ani de zile, acum trebuie să dezvoltate. Ați văzut, trebuie să... Și într-o casă, dacă locuiești, după o anumită perioadă de timp, trebuie să-i faci unele modificări, să faci unele compartimentări, că nu-ți mai convin la momentul actual. Așa și cu strada. Nu putem dintr-o dată. Probabil că cetățenii sunt supărați și de faptul că în anumite zone sunt lucrări, că e un anumit deranj, dar
Nu putem face și lucrările de modernizare și de canalizare și de apă, aducțiune de apă și dintr-o dată. Asta e, trebuie să le luăm și noi pe etape sau cel puțin așa trebuie să făcute ca să reziste. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că mai avem 10 minute din emisiune și aș vrea spre final să discutăm despre noutăți legislative. Ce proiecte de lege sunt spre dezbatere? Ce ne puteți spune? La ce să ne așteptăm? Da, sunt câteva propuneri legislative de modificare a ordonanței de urgență 195/2002. V-aș reține atenția cu două probleme. Una ar fi cu transferul de proprietate. Deci la momentul actual, proprietarul unui autovehicul care îl înstrăinează către alt cetățean, pașii pe care îi face merg undeva până la jumătate. Și m-aș referi aici la faptul că după ce completează acel act de vânzare-cumpărare, merge la secția financiară și scade vehiculul respectiv din evidență, nu merge până la cap al doilea pas și mă refer aici la notificarea serviciului public comunitar din cadrul instituției prefectului cu privire la faptul că a înstrăinat acel vehicul, a predat toate documentele de proprietate ale mașinii, să zicem, cumpărătorului X, cumpărătorul X de bună credință, așa cum îl considerăm noi, nu trece mașina pe numele său, amenzi de la rovinetă, amenzi de la poliție, vin la persoana, la să duc la proprietarul de drept și de aici omul începe un adevărat marș al drumurilor, fie la serviciu public comunitar, fie la poliție, fie la instituția care l-a amendat, pentru că uită din vedere acest aspect. Noua modificare îl obligă pe proprietarul respectiv ca odată când a străinat acel vehicul să notifice în 3 zile serviciu public comunitar. Dacă nu l-a notificat în 3 zile serviciu public comunitar pentru a fi trecută mașina în evidența noului proprietar, atunci se radiază de drept. Asta ar fi o noutate. A doua problemă reținută de către mine e aceea că în momentul în care un conducător auto se va aplica o sancțiune contravențională și nu va plăti în 30 de zile, îi se va suspenda dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de 30 de zile. Nu este dură deloc. Eu gândesc ca un șofer ce sunt. Stați puțin. Acum nu gândiți în ideea că toți șoferii iau amendă. Sau nu gândiți în ideea că toți participanții la trafic trebuie să fie amendați. De ce ați plecat din start? Dar n-am plecat, dar sunt șoferi care au amenzi și poate n-au bani în 30 de zile să le plătească. Eu sunt avocatul lor la ora actuală. Sunteți avocatul, dar eu aș pune... apăr și eu o parte. Aș pune o întrebare retorică, dar probabil că nu e bine pus. Dacă am mașină, înseamnă că am și bani. Pentru că dacă am mașină... Lucrurile nu stau chiar așa, să știi. Depinde ce mașină ai. Nu știu, nu e problema mea. Eu vă spun ce prevede propunerea de modificare a legislației. Restul e de discutat și nu-mi permit eu și nu sunt eu cel îndriguit să fac anumite aprecieri. Deci în cazul în care nu va plăti această amendă în 30 de zile, îi se va suspenda dreptul de a conduce autovehicule și dreptul de suspendare va continua până când va plăti această amendă. În cazul în care a luat, să zicem, amenda astăzi și i s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule, a trecut 30 de zile, sau nu trec 30 de zile și plătește amenda, persoana respectivă se adresează cu chitanța la poliția rutieră, datele sunt introduse în calculator și imediat îi se restituie permisul de conducere. Dacă dorește să depună contestație în baza articolului 118 împotriva procesului verbal, trebuie să facă dovada că a achitat amenda și după aceea urmează să depună contestație. Depunerea contestației suspendă măsurile contravenționale și complementare pe care poliția rutieră le ia. În cazul în care a depus contestația la judecătorie și să zicem că a pierdut și nu aduce permisul de conducere în 15 zile de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești, perioada de suspendare se majorează cu 60 de zile. Adică, spre exemplu, dacă un cetățean a fost sancționat pentru, să zicem, centură de siguranță, am luat un exemplu, poate o fi sau nu o fi cel mai bun, pentru că urmează să apară normele metodologice în momentul în care vor fi aprobate aceste modificări. Și pentru această abatere
trebuia să-i fie permisul suspendat 30 de zile. A contestat procesul, a pierdut procesul în instanța de judecată și n-a adus în 15 zile, va sta 90 de zile. Am rămas restant cu un material pregătit, un sondaj pe străzile Giurgiului, cu șoferi, cu pietoni. Rog regia să-l difuzeze. O mișcare tactică ca să ne punem de acord cum încheiem prea frumoasă emisiune. Putul anului 2013 a fost foarte aglomerat pentru polițiștii de la rutieră. În urma acțiunii de control în trafic desfășurate în perioada 10-20 ianuarie, oamenii legii au aplicat numeroase sancțiuni șoferilor care nu și-au echipat mașinile potrivit comandamentului de iarnă. Vigilența și promptitudinea acestora nu este însă pe placul tuturor șoferilor. Conducătorii auto sunt mulțumiți de activitatea oamenilor în uniformă și își doresc ca pe tot parcursul anului atenția lor să se axeze mai mult pe cei care consumă alcool și să vegheze mai mult ca trafic să se desfășoare în condiții normale. Sunteți mulțumit de activitatea polițiștilor de la rutieră din Giurgiu? Da, sunt mulțumit. De ce să nu fiu? Ce așteptări aveți de la ei? Nu știu dacă ar mai fi poate mai multă mai multă implicare pe băutură. Eu sunt foarte mulțumit. Foarte mulțumit sunt. Problemele care se rezolvă, dar e oraș așa cum este. Ce așteptări aveți de la ei? Nu știu, să fie mai mult în teren, să fie la locul respectiv, în intersecție, în unde să dirigeze circulația așa cum trebuie. Da, nu, nu am nicio problemă. Ce așteptări aveți de la ei? Ce așteptări pot să am? Să-și facă datoria. Să fie mai vigilent. În ciuda vociferărilor șoferilor nemulțumiți, mai mult sau mai puțin justificate, polițiștii giurgiuveni vor continua activitățile de prevenție, dar și pe linie contravențională. Am revenit în direct la Giurgiu înainte de toate cu șeful Poliției Rutiere Giurgiu, comisar șef Marian Popescu, alături de noi. Un sondaj, un mic sondaj de stradă realizat astăzi printre șoferii din Giurgiu și printre pietoni, care se arată mulțumiți de așa cum stau lucrurile, de agenții de circulație. Dumneavoastră, domnule comisar șef și șef al Poliției Rutiere Giurgiu, sunteți mulțumit de angajații noastre și ce notă le-ați acorda? Vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit. Nota pe care le-o acord e nota 10. Vreau să vă spun că avem un colectiv la Giurgiu tânăr. Media de vârstă a agenților de poliție rutieră este de 35 de ani. Un colectiv bine pregătit, un colectiv care cunoaște foarte bine ce trebuie să facă, știe și are capacitatea necesară ca noi, polițiștii, instituția poliției, să poată să încadreze pe o treaptă superioară și mă refer aici numai la siguranța cetățeanului, mă refer aici la siguranța traficului rutier. Astea sunt doi parametri pe care noi nu trebuie să facem abdicare de la ei sub nicio formă. Nota 10 e nota maximă. O să promit că fac un sondaj zilele astea pe străzile Giurgiului și o să întreb giurgiuvenii ce notă acordă dumnealor Poliției Rutiere Giurgiu. Ne apropiem de finalul emisiunii. Domnule Marian Popescu, vă mulțumesc mult și vă mai invităm într-o emisiune mai lărgită, pentru că foarte mulți telespectatori vor să intre în direct cu noi și cu dumneavoastră să le răspundeți la întrebări. Încă o dată mulțumesc. Și eu vă mulțumesc frumos și vă asigur că Poliția rutieră giurgiuveană este și va fi din nou pe un loc destul de fruntaș, având în vedere că la finele anului 2012 ne-am clasat pe un loc destul de bun și foarte bun la nivel de țară. Încheiem așadar aici o nouă ediție a emisiunii Giurgiu înainte de toate. Ne revedem cu siguranță joia viitoare de la ora 19:30 cu un alt subiect. Spuneam că pregătim o întâlnire cu primarul de Giurgiu, Nicolae Barbu, și câțiva consilieri din toate partidele politice reprezentate în Consiliul Local. Sper să ne reușească această întâlnire, deci joia viitoare de la 19:30, iarăși la Giurgiu înainte de toate, în încercarea noastră de a privi Giurgiu cu alți ochi. Sunt Gelu Brebenel, vă mulțumesc tuturor că ați ales TV Giurgiu. Numai bine!